că am abuzat eu de fata mea de 6 ani, dacă nu le cer despăgubiri de nu s-aude în toată lumea, să mă scuipați pe mine. Mă duc cu fata la cel mai mare legist și toate ăștia. Doamna Ana Maria va acuza pe dumneavoastră cum că i-ați fi aplicat rele tratamente fiului dumneavoastră. No. În legătură cu casa, că am înțeles că dumneavoastră locuiți acum în casa care de fapt este a bunicii materne. Păi, dar ia stați un pic, de unde să fie a bunicii? Noi am venit aici, aici era iarba cât casa și creșteam un vecin oile în casa. Într-un final mi-a spus să facem apte. Eu nu am scris nicio chitanță eu cu mâna mea. A fost cu nevastă mea și cu taică mea, că soacră mea a luat de la un... Casa aici a fost de soacră mea, luată. Și nevastă mi-a scris chitanța, eu nici nu am scris. Să jure la dumneavoastră în platou acolo. Deci dumneavoastră spuneți că Ana Maria v-a trecut ea singură pe actele de proprietate. Ea s-a făcut pe numele meu și al nevastă mea. Eu cu nevastă mea am part aici. Cât de mult înseamnă copiii pentru dumneavoastră? Pentru mine copiii? Eu cred că nu vă dați seama. Dumneavoastră nu știți când a avut copilul piciorul rupt, cine s-a dus cu copilul în spitale și în toate ele. În afară de soacră mea, nevastă mea nici n-a vrut să-i vadă în spital. Spunea că e greu. Mă duceam în două zile în Urzica, Craiova e 200 de kilometri. În două zile mașină personală și ducându-i mâncare de acasă. Nevasta mea în 5 luni de zile a venit 7 zile de Paște acasă. În 5 luni de zile copiii n-au mâncat o bomboană de la ea. M-a sunat ca să ia copiii orfelinatul, păi am murit eu să ia copiii orfelinatul. Care a fost motivul pentru care s-a ajuns la divorț? M-a sunat la ora 4 să se ducă să ia uși de la Caracal la 50 de kilometri. Și eu am spus: "Nu puteți, cum să te duci tu la ora 4? Tu nu știi să conduci." N-a ascultat și a plecat. După aia mă sună soacră mea și îmi spune noaptea la 7 că au făcut accident. Și de atunci nu prea mai mă interesează, trebuie să vă spun. Ați iubit-o? Păi ea? Da. Eu zic că dacă noi iubeam, nu mai aveam doi copii, nu stăteam aproape 9 ani împreună. Și acum o mai iubiți? Nu, niciodată. E mama lor. Noi am interzis să-i vadă copiii mei, îi vede la poartă. Vrea să ia să-i ducă în parc, vrea să ia la un restaurant, oriunde. Eu nu am pus niciodată condiții. Domnul avocat, ce... Ați auzit acum ambele variante. Înainte de a ne referi concret pe caz, trebuie să spunem un lucru. Pentru oricine este în situația dumneavoastră, domnilor, doamnelor, dragoste nu înseamnă batjocură, familie nu înseamnă să te batjocurești. Și pentru orice eventualitate, atunci când faci un lucru, trebuie să-l faci bine. Doamnă, dumneavoastră trebuie să știți un lucru. Că atâta timp cât ați fost căsătorită și ați agonisit bunuri împreună, acele bunuri sunt comune. Dumneavoastră trebuie să le împărțiți ca și bunuri comune în cota de participație, adică cu cât ați participat fiecare. Dacă nu se poate stabili sau ați participat în cote egale, în mod evident se împarte în două, adică jumătate dumneavoastră, jumătate lui. În ceea ce privește custodia copiilor, dumneavoastră, dacă într-adevăr veți arăta că aveți într-adevăr drepturile pentru ca acești copii să fie la dumneavoastră, iar tatăl le-a aplicat rele tratamente, este absolut important să deschideți o acțiune prin care să arătați aceste lucruri, să se revizuiască această sentință și să puneți mâna pe copii. Aceasta este calea pe care puteți să o urmați și alta nu. Dar vreau să vă întreb un lucru. Am auzit eu bine sau dumneavoastră l-ați acuzat pe fostul soț că v-ar fi abuzat fetița de 6 ani? Bănuim, doamna Mirele. Eu am spus în felul următor. De unde aveți copiii mei bănuci? Amândoi sunt copiii acestui om. Fata de 5 ani și copilul de 8 ani. Sunt, nu știu cum să vă spun, face niște diferențe vizibile. Deci fata de 5 ani a fost bătută și ea de vreo 2 ori în ăștia 5 ani. Dar copilul de 8 ani mi-a fost scos afară pe întuneric. Mi-a fost bătut cu picioarele, stătea jos și îl bătea cu picioarele. Băiatul meu de 8 ani a fost băgat în gips până aici la brâu, iar soțul meu îl bătea cu pumnii în cap, ceea că nu vrea să vorbească. Dar sunt niște acuzații extrem de grave și avem martor, doamna Mirele. Trebuie să mergeți la poliție. Pentru că acolo trebuie făcută o anchetă și dacă este adevărat și aveți și martori care să spună lucrurile acestea, copiii trebuie scoși de acolo, dar trebuie să mergeți la poliție, pentru că noi nu ne mai mult... Sunt convinsă că poliția vă sprijină, fiindcă e vorba de niște copii și protecția. Doamna Mirela, eu am încercat să-mi văd copiii cu poliția, iar poliția mi-a spus în felul următor. Odată ce este custodie comună cu domiciliul la tată, noi nu putem face nimic. Păi da, pentru că ați mers greșit. Nu la poliție trebuie să mergeți. Faceți o acțiune în instanță de reîncredințare a minorilor, în care tot ceea ce ne-a spus nouă aici și public, arătați. Iar după ce ați arătat ce ne-a spus nouă, spuneți cu cine probați, cine a văzut că l-a bătut. Când e vorba de agresiune, aveți nu mai martor pentru ce s-a întâmplat. Avem martori care au văzut copiii când erau... Deschideți o anchetă, exact ce vă spunea. Pune și... Pune de domnul primar.
Domn primar de la Urzica, l-am sunat și la primărie și la protecția copilului și neapărat la poliție. Este și paralel, cale exact, la protecția copilului. Exact, paralel exact. Cu instanța, mergeți la protecția copilului, care în contextul în care va vedea protecția, aveți dreptate, protecția are capacitatea să intenteze singură, cu de la sine putere, o acțiune exact. În instanță pentru reîncredințarea copilului. La protecția copiilor, îmi cer scuze că vă întrerup, am sunat în momentul când copilul meu, acum o lună de zile, era bătut cu cotorul de la mătura de paie, avea scrieturi pe cap, pe mâini, eu l-am sunat și am vorbit cu el și acum, Ana Maria, de obicei noi după ce semnalăm astfel de cazuri nouă ne mai răspundă anumite autorități și chiar dau poziția lor oficială sau chiar se pun în mișcare niște acțiuni. Se autosesizează niște instituții și merg acolo și fac anchetă. Să-mi spuneți, vă rog, în localitatea în care s-a Urzica, județul Olt. Urzica, județul Olt. Eu sunt foarte curioasă dacă, uite, după această emisiune în care Ana Maria a venit plângând aici, spunând că vrea copii și vrea să-i salveze din ghearele presupusului tată agresor, cei din Urzica, județul Olt, se vor autosesiza și se va demara o anchetă.